Parcarea subterană din Piața 700 funcționează ilegal din cauza faptului că firma Constructim și partenerul ADP trebuiau să facă un proces verbal care să ateste finalizarea lucrărilor. Afirmația aparține viceprimarului Timișoarei, Traian Stoia, care mai susține și faptul că firma care administrează spațiul respectiv, cu o suprafață desfășurată de peste 10.000 de metri pătrați și 475 de locuri de parcare pe două niveluri, timp de un an nu a plătit niciun impozit. Parcarea 700, după ce începe teoretic în acte prin 2005, printr-un HCL, se inaugurează în campania electorală din 2012 și nu plătește impozite până în luna aceasta, deci de un an de zile. Adrian Bodo, directorul Direcției Fiscale a Primăriei Timișoara, a fost cel care l-a informat pe viceprimar că suma pe care ar trebui să o achite proprietarii parcării către municipalitate este de 224.000 de lei pe an. Viceprimarul Traian Stoia a precizat că soluționarea acestei situații se află în mâinile directorului Adrian Bodo. Eu pot să vă dau o informație vouă la presă. Informații cu caracter general. Avem debite în total de nu știu cât, avem nu știu ce. Când mă duc pe SC Constructim, am intrat într-o zonă în care eu n-am voie să vorbesc. Personal, cred că acest articol e o mare porcărie, da? Și mi se pare firesc și mai firesc să existe, dacă de partea asta la alta baricade trebuie să existe transparență cu ce face municipalitatea și de partea alaltă trebuie să existe transparență cum își îndeplinesc cetățenii obligațiile constituționale. E adevărat ce spune, că imediat după ce au început să-ți facă săpături, s-au semnat un proces verbal de recepție finală, l-am impus, l-am nu știu ce, știi? Dacă s-a descoperit, în ghilimele, oricum se știa de ea, de neregularitatea asta, nu se poate închide parcarea acum, că totuși funcționează ilegal. Nu am văzut o chestie pe o hartă, o pată, așa, și am întrebat pe architectul șef ce reprezintă chestia asta și zice acolo ar fi o clădire, ce clădire acolo, că nu știu, nu știu. Și m-a dus peste ea și îmi pun, zice, e construită fără autorizație. Păi și ce relevanță are pentru fisc că construită fără autorizație? Deci în momentul în care există o clădire, are pereți acoperiș, că e cu autorizație, că e fără autorizație, mă duc și te impun. Și tu ia măsurile și în momentul când a venit buldozerul și a făcut teren din nou acolo, atunci o scoatem de la el. Iar în momentul ăsta, în decembrie, și-a prelungit autorizația până în 27 decembrie anul viitor. Anul ăsta, 2013. Deci eu nu mă pot apropia de el. Mai mult, Stoia susține că toată această afacere nu s-ar fi putut desfășura fără protecția ADP, societate aflată în subordinea Consiliului Local Timișoara și care este parteneră în această afacere. Noi n-am împiedicat pe nimeni să-și plătească impozitele. Asta e toată chestiunea. Noi n-avem, nu suntem noi cei care administrăm parcarea. Și administratorul parcării trebuie să-și plătească. Noi n-avem absolut niciun amestec în chestia asta. Nu există nici o opreliște din partea noastră să-și plătească impozitele. Afirmația lui domnul Stoia mi se pare cel puțin gratuită, dacă nu puțin bizară. Punct. Deci problema era problema constructorului și asociatului nostru. Din contract, dacă domnul Stoia are curiozitatea, nu are decât să se uite să-l citească. Doamne ferește, mă, n-am întâlnit așa ceva de când mama m-a făcut.